Slăvit să fie Domnul! Amin. Cu toată puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu în ziua de astăzi, pot să spun lucrul acesta, slăvit să fie Domnul! Amin. În dimineața zilei acestea, înainte de a mă apropia de cuvântul lui Dumnezeu, de textul pe care l-am citit și text din care vreau să împărtășim împreună câteva gânduri, aș vrea să vă spun că în luna aceasta s-au împlinit 11 luni de când am primit acea veste cruntă că am cancer. Și în 5 septembrie, după ce am făcut analizele, am venit la biserică și era într-o luni seară și frații care conduceau ora de rugăciune zice, dacă ai un îndemn. Și mi-a pus Dumnezeu pe inimă un cuvânt din Cartea Psalmilor, din Psalmul 66, El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul, căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Acela a fost textul din care am vorbit în acea seară și spuneam ce frumos este să vorbești atunci când ești pe munte, dar când ești în vale, e foarte greu să vorbești. Dar am întors când am ajuns acasă pagina și am găsit un mare adevăr din acest psalm. Adevăr pe care vreau să-l împărtășesc și dumneavoastră. Și fiți atenți ce frumos spune psalmistul. Și vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți lucrul acesta și să ascultați. Veniți de ascultați, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată laud a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele, binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Amin. Aș vrea să împărtășesc acest psalm cu dumneavoastră, căci ați fost alături de mine și m-ați sprijinit în rugăciune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Am simțit lucrul acesta și când am fost pe pat de suferință, am simțit rugăciunile voastre. Aș vrea să vă mulțumesc tuturora în parte pentru această susținere în rugăciune și ați făcut un lucru pe care îl găsim în Cartea Galateni, capitolul 6 cu versetul 2. Și vedeți ce frumos scrie. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Ați făcut un lucru extraordinar. Ați împlinit legea lui Hristos. Domnul să vă răsplătească. Fiind în spital, am avut acces la o carte care spune istorisiri despre compunerea imnilor sacre scrise de Bebe și de Bianca Ceaușu. La pagina 162 am găsit această istorie frumoasă a acestei cântări, care cântare se intitulează Domnul te va păzi. Era o familie de misionari, ea era profesoară de muzică, el era păstor, se chemau familia Martin, Sivilia și Stillman și el trebuia să meargă la o evanghelizare și soția s-a îmbolnăvit subit și nu mai putea să meargă. Dar mezinul familiei spune, tată, du-te că Dumnezeu ne va purta de grijă. Și când a venit acasă, între timp soția, inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a scris aceste versuri și el a pus pe note această cântare și aș vrea să fie o mângâiere, care a fost mângâiere pentru mine, să fie și pentru fiecare dintre dumneavoastră când treceți prin încercări. Căci este minunat când cuvântul lui Dumnezeu, când cântarea te mângâie, știți cum treceți prin încercare, cei care ați trecut prin încercare știți lucrul acesta. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră această cântare, este o cântare extraordinară. Și Dumnezeu să vă mângâie prin această cântare când veți trece prin încercare, când veți trece prin suferință.
Se vede că e iarna australiană, dar voi avea parte de călduri în România. Orice ar veni să nu te temi, Domnul te va păzi. Te ocrotește în orice vremi, Domnul te va păzi. Domnul te va păzi în orice zi, în orice loc. Domnul te va păzi, Domnul te va păzi. În zile pline de dureri, Domnul te va păzi. De ale iadului puteri, Domnul te va păzi. Domnul te va păzi în orice loc. Amin. Aceasta a fost cântarea care m-a mângâiat, m-a întărit și astăzi sunt în mijlocul dumneavoastră și ne putem bucura împreună de Cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să-L împărtășim așa după cum îl găsim scris în această dimineață, în Cartea Genezei, în capitolul 3, de la versetul 7 la versetul 13. Și titlul acestei predici în această dimineață l-am intitulat Ce răspuns ai la întrebările lui Dumnezeu? Vă rog să luați aminte. Ce răspuns ai la întrebările lui Dumnezeu? Vom parcurge împreună istoria primei familii pe care Dumnezeu a instituit-o în grădina Edenului și vom vedea prima familie pe Adam și Eva și am văzut că și Dumnezeu, haideți să mergem la istorie, dar înainte de toate aș vrea să vă spun un mare adevăr, n-aș vrea să vorbesc de la mine, ci aș vrea ca în dimineața zilei acestea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă vorbească și să-mi vorbească și mie. Mi-aduc aminte că eram în biserica din Șoșdea, biserica copilăriei mele, și acolo venea și sora Florica Lup și la amvon era o carpetă cusută de o soră și carpeta, discutam cu cineva din România și spunea că a făcut-o bunica lui și cred că are mai mult de 100 de ani și spunea pe carpeta aceea era din catifea neagră cusută cu borangic galben și noi ziceam că este cusută cu fir de aur și spunea acolo, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Pe el vreau să-l predic în această dimineață, pe Iisus Hristos cel răstignit. Și apostolul Petru vine și îmi place atât de mult ceea ce spune în epistola sa, în a doua epistolă, în întâia epistolă, în capitolul 2, cu versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujdește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava, puterea în vecii vecilor. Amin.
Lucrul acesta aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să-l fac în această dimineață. Și dacă analizăm puțin textul pe care îl avem înaintea noastră, vedem câteva lucruri. Dar aș vrea să fac referire și la capitolul 1, la capitolul 2, cât și la capitolul 3. În capitolul 1 vedem creația pe care Dumnezeu a desăvârșit-o și spune cuvântul lui Dumnezeu că toate lucrările le-a făcut bune, dar psalmistul în psalmul 27 cu versetul 4 vine și spune că le-a făcut și frumoase. Apoi în capitolul 2 vedem căci Dumnezeu a creat pe om și a făcut om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste păștii mere, peste păsările cerului, deci a făcut creația, a creat omul. Iar în capitolul 3 vedem un lucru care a avut consecințe și are consecințe și în zilele noastre. Neascultarea omului. Și vedem aici, din textul pe care l-am citit, căci omul a fost neascultător și prin neascultare a pătruns păcatul în lume și datorită acestui flagel al păcatului, toți cei ce suntem ființe umane am plătit și plătim în final păcatul pe care prima pereche, și mi-aduc aminte de o cântare care fanfariștii o cântă de regulă la Paști și spune: noi prin Adam raiul pierdeam, prin Iisus îl dobândim iar. E atât de frumos, spune, zice: noi prin Adam raiul pierdeam, prin Iisus îl dobândim iar. Moarte puterea sfântă e, a vieții e învingerea. Este extraordinar de frumos că într-adevăr, prin moarte, prin înviere, noi am călcat peste bordul morții, Domnul nostru Iisus Hristos a călcat bordul morții și astăzi noi suntem ceea ce suntem, prin rănile Lui suntem tămăduiți, prin jertfa depusă la Calvar suntem copiii Lui. Vedem căci în versetul 1 din capitolul 3 vedem că șarpele, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era mai șiret decât toate celelalte viețuitoare de pe fața pământului. Și vedem că în capitolul 2 cu versetul 17 spune că Dumnezeu a dat o poruncă omului și a spus: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Vedem în capitolul 3 cu versetul 3, când stă de vorbă șarpele cu femeia, spune astfel: femeia răspunde șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Iată, femeia adăuga ceva, căci în prima parte spune că Dumnezeu i-a spus omului doar să nu mănânce, că în momentul în care va mânca, negreșit va muri. Vedem în capitolul 3 cu versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, a mâncat și a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Când a stat de vorbă femeia cu șarpele, se pune întrebarea: unde era bărbatul? Oare nu și astăzi suntem indiferenți? Unde este preotul casei? Bărbatul unde era când femeia s-a de vorbă cu șarpele? El putea să o atenționeze. N-ai ce să stai de vorbă cu el, căci noi suntem amândoi, suntem o familie, noi amândoi avem de conlucrat. Și vedem mai departe căci în momentul în care a dat și bărbatul ei să mănânce, și mi-aduc aminte căci în perioada când mă ocupam de studiu biblic în Biserica Betel din Jebel, la un studiu biblic era tocmai această lecție despre păcatul adamic și se punea întrebarea: de ce a dat femeia și bărbatului să mănânce? Și o soră de prin părțile Bihorului, cu graiul ei bihorean, zice: i-a dat să mănânce că și-a bănit de el, adică i-a părut rău de el.
i-a dat că i-a părut rău. Se pune întrebarea astăzi, surorilor, ce mere dați soților dumneavoastră? Mărul pe care l-a oferit lui Adam, știți ce a adus? A adus moarte. Ce măr oferi astăzi soțului tău și soții, ce măr oferă soțiilor? Mi-aduc aminte de ceea ce spunea Apostolul Petru și aș vrea să citez și să spun lucrul acesta ca să rămâie să rămâie învățătură și spune astfel, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Prin purtarea nevestelor lor, când vă vor dea felul vostru de trai, curaj și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Domnul să vă înțelepcească ca să dați aceste mere soților dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, pentru că prin aceste lucruri, familia dumneavoastră, soțul dumneavoastră va avea binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Haideți acum să vedem mai departe, atunci când au mâncat, descoperim aici câteva adevăruri și spune astfel, atunci când au mâncat, li s-au deschis ochii la amândoi. Apoi, după ce au mâncat, au cunoscut că sunt goi. Dar uitați-vă în capitolul 2, în versetul 25, ce spune acolo? Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Nu le era rușine pentru că erau umbriți de slava lui Dumnezeu. Dar în momentul în care au mâncat, imediat li s-au deschis ochii și au văzut că sunt goi. Și a început să apară rușinea. Vedem mai departe că, fiind goi, caută să facă un alt lucru, să-și ascundă goliciunea, făcându-și șorțuri din frunze de smochin. Și apoi, ceea ce nu făceau niciodată în prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu venea în grădină și se plimba în răcoarea dimineții, se uita la tot ceea ce crease și avea părtășie cu omul. Și acum omul ce face? Se ascunde. Și mai apare un lucru. Sunt plin de frică. Sunt plin de frică. Iată ce face păcatul. Păcatul aduce frică. Și hai să vedem întrebarea pe care o pune Dumnezeu și întrebarea care se pune și în ziua de astăzi. Și întreabă Dumnezeu, unde ești? Și mă întreabă și pe mine și pe tine în această dimineață, unde ești? Haideți să vedem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în dimineața zilei acestea și îmi place foarte mult și vă spuneam de multe ori că am avut harul că am crescut la picioarele a doi oameni mari ai credinței din România, la picioarele fratelui Codreanu și la picioarele fratelui Pit Popovici. Am învățat de la unul arta rugăciunii, de la altul arta studierii cuvântului Dumnezeu și îmi place tare mult să fac itinerare prin cuvântul lui Dumnezeu și cred că fiecăruia îi place când merge în călătorie și alege un itinerar. Același lucru este foarte frumos când deschizi cuvântul lui Dumnezeu, să-ți alegi un itinerar, să pleci de la A și să ajungi la Z ca să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Și ori de câte ori citești cuvântul lui Dumnezeu, să ceri înțelepciune de la Dumnezeu, că să știi că Dumnezeu ți-o dă cu mână largă, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut aici că se pune această întrebare. Și dacă ați fost cu luarea minte, ați văzut că prima pereche a fost o pereche nesinceră. Uitați-vă un mare adevăr și spune astfel. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncise să nu mănânci? Omul a răspuns. Dar fiți atenți, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Zice, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat.
Mergem mai departe și vedem că pune Dumnezeu întrebarea și femeii. Femeia și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. De ce a mâncat? Pentru că n-au ascultat. Pentru că neascultarea aduce moarte. Și dacă vă aduceți aminte ceea ce spune în cartea lui Samuel, în 1 Samuel, capitolul 22, dacă nu mă înșel, un moment, ca să găsim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu fie doar de pe buzele mele, ci să fie din cuvântul lui Dumnezeu, în Samuel, în capitolul 15 cu 22, partea a doua, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și prima pereche n-a ascultat. Și prin faptul că n-a ascultat, de-a lungul timpului, omul totdeauna a fost împotriva lui Dumnezeu. Și haideți să vedem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 6, și spune astfel cu versetul 6. În versetul 5, ca să aibă coerență, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la teritoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că l-am făcut. Și am văzut căci Dumnezeu a nimicit omenirea prin potop. Dar, slăvit să fie Dumnezeu, căci așa după cum spun capodopere Sfintelor Scripturi în Ioan capitolul 3 cu versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a găsit o modalitate ca să întoarcă pe om din nou de la locul de unde a căzut. Și a trimis pe unicul său fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să moară. Și ne-a dat viața veșnică și spune tot în Ioan, în capitolul 17, cu versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Am primit viață veșnică în dar. Iată la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Și acum, hai să vedem cum ne relaționăm și noi, oamenii secolului 21, la întrebările lui Dumnezeu. Se pune astăzi întrebarea, unde ești? Ce răspunzi? Și din textul pe care l-am citat, am găsit patru întrebări. Prima întrebare este, unde ești? Care este întrebarea cheie. Apoi, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat? Și întrebarea, ce ai făcut? Și în prima, de care aș vrea să parcurgem textul și textele care ne vor ajuta să vedem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Geneza, în capitolul 4, cu versetul 7, partea a doua, spune astfel, păcatul pândește la ușă, dorința lui să ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cine să-l stăpânească? Eu. Se pune întrebarea, ce ai făcut? Dacă ai păcătuit, zice, păcatul pândește la ușă, dar tu trebuie să-l stăpânești. În 1 Petru, în capitolul 5, cu versetul 8 și 9, vine și spune cuvântul lui Dumnezeu în mare adevăr și spune astfel, fiți stregi și vegheați, căci potrivnicul vostru, diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Caută pe cine să înghită. Și spune, împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Iar Iacov vine și completează și spune astfel în 4 cu 7, împotriviți-vă lui și el va fugi. Iată ceea ce trebuie să fac eu, cel
creștin din secolul 21, să mă împotrivesc tare în credință celui rău și atunci ce rău va fugi de la mine. În Tesaloniceni, în capitolul 5, vine cuvântul lui Dumnezeu și spune un mare adevăr pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră și haideți să vedem, oare nu ne regăsim și noi în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 6 la versetul 8. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Deci noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. Mai departe spune psalmistul în psalmul 7, cu versetul 14, spune un lucru extraordinar pe care aș vrea să-l împărtășesc. Iată că cel rău pregătește răul. Cine pregătește răul? Cel rău. Și la ora de rugăciune, dacă ați fost cu luarea minte, spune că noi nu mai avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci a duhurilor răutății care locuiesc unde? În locurile cerești. Iată că cel rău pregătește răul, zămișlește fără de legea și naște înșelăciunea. Și tot în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 7 și versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire, de aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care va da și Duhul Său cel Sfânt. Ați văzut ce a făcut prima pereche? L-a nesocotit pe Dumnezeu. Tu ce faci? Eu ce fac? Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, insuflat de Duhul Sfânt, prin cartea Tesalonicilor pe care Apostolul Pavel a scris-o celor din Tesalonic și care este carte valabilă și cuvânt valabil și pentru mine și pentru tine în ziua de astăzi. Și acum vine următoarea întrebare. Nu cumva ai mâncat? Se pune întrebarea, o pune Dumnezeu această întrebare. Nu cumva ai mâncat? Iar în Romani, în capitolul 13, versetul 12, spune astfel, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Iată ceea ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Iar în 1 Corinteni, în capitolul 15 cu versetul 33, găsim un mare adevăr. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. Nu vă înșelați! Tovărășire rele strică obiceiurile bune. Uitați-vă la o ladă cu mere. Și mi-a plăcut și îmi plac foarte mult aceste fructe și cumpăr câte o ladă. Și dacă începe să se strice un măr, se strică și celălalt. Cu atât mai mult, eu care am relații cu cei din jurul meu, care nu sunt de aceeași credință cu mine, spune să nu vă înșelați. Tovărășirele strică obiceiurile bune. Nu ați văzut lucrul acesta? Nu ați experimentat în viața dumneavoastră? O, de câte ori am experimentat și de multe ori mi-a părut rău, pentru că n-am ales tovărășiile bune, ci am ales tovărășiile rele. Și îmi place foarte mult ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin epistola către Tit în capitolul 2, versetul 11, de la versetul 11 și spune astfel. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cupătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Iată ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu nouă astăzi, căci harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat
spune cuvântul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. A fost arătat Domnul nostru Iisus Hristos. El a luat asupra sa, fără de legile noastre, greșelile noastre, și am văzut că ne învață să o rupem cu păgânătatea. Și dacă mergem mai departe, dar timpul este cel care își face cursul și n-aș vrea să abuzez de timp, spune cuvântul lui Dumnezeu și în epistole pe care le scrie Apostolul Pavel, către Efeseni, către Coloseni, către Galateni, spune să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și spune astfel cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. Spune astfel, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Și îmi place foarte mult ceea ce spune în capitolul 1, versetul 9 și 10. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Doamne, dă-ne înțelepciune să înțelegem lucrul acesta. Și să mergem mai departe și să vedem ceea ce spune Iacov, epistola lui Iacov în capitolul 4 cu versetul 4. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu care e scris pe paginile Sfintelor Scripturii. Doamne, dă-ne înțelepciune să-L înțelegem și să-L trăim și să-L împlinim în viața noastră. Și mai departe, spune Apostolul Pavel celor din Efeseni, luați toată armătura, în capitolul 6, nu este greu să iei armătura, că Dumnezeu ți-o pune la dispoziție. Haideți să mergem la următoarea întrebare. Cine ți-a spus că ești gol? Pune Dumnezeu această întrebare și mi-o pune și mie astăzi, să pune și ție astăzi. Cine ți-a spus că ești gol? Spune Cartea Evreilor, autorul Cărții Evreilor, în capitolul 4, cu versetul 13, te rog să afișezi acest adevăr. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem a face. Cu cine ai de a face? Avem de a face cu Dumnezeu. Și îmi place foarte mult ceea ce spune psalmistul, în psalmul 11 cu versetul 4. Te rog să afișez, ca să nu pierd timp. Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe cine? Pe fiii oamenilor. Și tot în psalmul 33 cu versetul 13, dacă nu mă înșel, dar aici nu mi-am notat, dar aș vrea să văd. Domnul privește din înălțimea cerului și vede pe toți fiii oamenilor. Dar ceea ce îmi place foarte mult, hai să ne uităm în Cartea Proverbelor, capitolul 15 cu versetul 3. Proverbe 15, 15 cu versetul 3. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Iar în psalmul 139, cu versetul, începând de la versetul 7 la versetul 12, asta facem noi oamenii astăzi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, unde mă voi duce departe? De Duhul tău și unde voi fuci? Departe de fața ta. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo.
Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta vă mă apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Cine ți-a spus că ești gol? Am văzut că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Dacă Duhul lui Dumnezeu te cercetează în această dimineață și roagă pe Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și uite-te înăuntru tău să vezi nu cumva ești gol, dacă ești gol, roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să vină în inima ta să te umple de prezența sa, că este ferice pentru tine dacă ești plin de Dumnezeu, dacă ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul spune și astăzi această întrebare: unde ești? Unde ești, creștinul secolului 21? Ne uităm în jurul nostru, că și toate aceste lucruri au să se strice. Și dacă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Unde ești în dimineața zilei acestea? Unde ești în alergarea ta pe pământul acesta? Unde ești, pune întrebarea Creatorul. Ce răspuns Creatorului în această dimineață? Înaintea căruia totul este gol și descoperit, așa spunea cuvântul lui Dumnezeu în Evrei. Ce vei răspunde? Tu crezi că te poți ascunde, să ai obă pot ascunde? Nu ne putem ascunde, căci a Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Căci Dumnezeu este în cer și El face tot ceea ce vrea, sus în cer și jos pe pământ. În dimineața zilei acestea, Apostolul Petru are un îndemn și spune astfel în 1 Petru, în capitolul 2, de la versetul 21 la versetul 25. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire, prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, adică la Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și aș vrea să închei cu ceea ce spune tot Apostolul Petru în capitolul, tot în capitolul 2, dar versetul 11 până la versetul 12. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Deci să avem o purtare bună în mijlocul neamurilor și Apostolul Petru ne aduce aminte că suntem niște călători pe pământul acesta și trebuie să ne ferim de poftele firii pământești. În Apocalipsa, în capitolul 22, cu versetul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu cu care aș vrea să închei: eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și îmi place ceea ce spune Apostolul Pavel celor din Roma, în capitolul 2, cu versetul 16. Căci după, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Unde ești? Ce ascunzi în inima ta? Știi că totul este gol și descoperit înaintea Lui? Te îndemn în această dimineață să fii sincer cu tine, căci Dumnezeu cunoaște până și gândurile omului. De aceea, în dimineața zilei acestea, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut împărtăși cu dumneavoastră aceste adevăruri ale Sfintelor Scripturi. Întrebări pe care le-a pus Creatorul din veșnicie și se pun și astăzi creației sale. Unde ești? Cine ți-a spus că ești gol, nu cumva ai mâncat? Ce ai făcut?
avem la Tatăl un mijlocitor și îmi place foarte mult ceea ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Timotei, în capitolul 1, în 2 Timotei, un moment ca să găsesc, în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5, dacă nu mă înșel, și spune astfel: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu ne uităm la alte religii, dar vedem că alte religii îl pun deoparte pe Dumnezeu. Ca să ajungă la Dumnezeu trebuie să meargă la Sfântul Cutare, trebuie să meargă și eu știu la cine, altul, ca să poată să ajungă la Dumnezeu. Iată ce spune: că nu este nimeni altul mijlocitor decât Domnul nostru Iisus Hristos, care mijlocește între om și Dumnezeu și spune între Dumnezeu și oameni. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Mulțumim că s-a dus la Tatăl și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine, mijlocește pentru tine. Și în această dimineață puneți întrebarea: unde ești? Și fii sincer cu tine, caută răspunsul Sfintelor Scripturi și caută ca să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, fără pată, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că vrea ca această biserică să fie fără pată, fără zbârcitură, o vrea sfântă pentru sine și ca mădularele trupului lui Hristos, fiecare să ne cercetăm și să vedem care este viața noastră, care este starea noastră și Domnul să ne ajute ca să putem să ne luptăm lupta cea bună a credinței, ca în final să primim cununa pe care a pregătit-o, așa spune Pavel, nu numai lui, ci tuturor celor ce iubesc venirea lui. Dacă iubiți venirea lui, luptați-vă lupta cea bună. Aș vrea să vă încredințez în brațul Domnului și pentru ceea ce ați făcut pentru mine, în primul rând pentru casa mea, pentru familia mea, fiecăruia dintre membrii bisericii, chiar care nu sunt membrii acestei biserici, tineri, tinere, vă dau ca meditație Psalmul 20. Luați-l fiecare pentru voi personal. Este un psalm extraordinar și Domnul să vă dea multă binecuvântare și dacă aici pe pământ nu ne vom mai vedea, Domnul să ne ajute să ne vedem în cerurile slavei. Dacă va fi cu îngăduința lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine vom zbura spre România. A venit pentru 6 luni și s-au făcut 2 ani și 7 luni. Și trebuie să ne întoarcem acasă, așa cum spunea Isaia lui Ezechia, împăratul Ezechia, să ne punem casa în rânduială. Dar să ne punem în rânduială casa sufletului și Domnul să ne ajute pe fiecare.